Hai, salutare, mai prieteni, și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. De data aceea să jucăm Farming Simulator 18. Și astăzi vreau să vă arăt ce am mai cumpărat pe aici. Bun. Am făcut multe chestii. Deci, prima oară să vă arăt aici. Am făcut aici pe ambele terenuri, am pus canul ăla. Așa, după cum vedeți, este în creștere, am fertilizat, din coace mai are puțin și crește. Aici avem o remorcă cu canul ăla, vreau să o umplem. După cum vedeți, avem 40.370 de bani. Aici am cumpărat utilaje, fraților, utilaje de iarbă. Știți bine că am luat în episodul trecut această, cum zice, de iarbă. Să vă arăt aici dacă tot. Să vă arăt ce am cumpărat, da? Am luat asta atunci în episodul trecut, de la New Holland, am dat 15.000 de dolari pe ea. Bine, vreau să le schimb pe viitor, dar acum mă descurc cu ele. Am cumpărat și asta, de la Vicon, am dat 17.000 de dolari pe ea. Și am mai cumpărat această remorcă de adunat iarba, de la Pottinger, 65.000 de dolari. Și am cumpărat văcuțe, fraților, văcuțe. Am luat, câte văcuțe am luat? 5 parcă. Avem 2, 3, 4 și una acolo. 5. 6. Câte am luat, mă, 6? Nici nu mai țin minte. 6 vaci avem, da? Am pus acolo iarbă, avem 11.461 de tone de iarbă. Deci nu sunt full. Mai avem de pus cam 50% acolo. Mai trebuie să facem baloți din fân. Și o să pe viitor o să cumpăr balotieră și o să iau și remorcă din aceea de adunat baloții. Adică o să iau furcă, pentru asta vreau să fac manual. Și pe viitor poate cumpăr și eu o remorcă din aia manual. Avem aici 109 kg de cum zice, de lapte și trebuie să le dăm și pentru îngrășământ solid, aici le dăm baloți din paie și cu paie simple, cred. Dar acolo nu știu, e hei. Așa. Și cam atât am cumpărat. Am tăiat iarba și le-am dat la văcuțe, trebuie să mai tăiem încă o dată. Și v-am zis că vreau să cumpăr și combina pe viitor. Așa că hai să strângem la acest episod 30 de like-uri, știu cum se poate. Am văzut susținerea voastră și vreau să vă mulțumesc din suflet. Episodul acela 11, adică era 11, dar l-am șters pentru că am avut outro-ul acela și am avut o melodie care are copyright și m-au anunțat băieții de la YouTube că am o melodie care necesită copyright și eu am decis să șterg clipul mai bine decât să-mi iau copyright, pentru că pe viitor vreau să fac și eu niște live-uri, dar nu acum și nu vreau să nu mai pot face live-uri din cauza asta, nu vreau să-mi iau copyright-uri și am schimbat melodia de la outro și o să o vedeți la sfârșitul clipului acesta. Bun. Am tăiat și copaci, am dus și copaci, am tăiat și rădăcinile, după cum vedeți. Asta, acum nu mai tai copaci, după cum vedeți, sunt și acolo 3 bucăți de copac. Aici avem ăsta, aici avem tractorul plin cu... Și da, acum să se facă și aici. Hai că s-a și făcut canul ăla. Hai să mergem să... Sper să strâng bani până următoarea dată când fac episod, pentru că mai am 77 motorina în ea, dar nu mai vreau să bag motorina, pentru că dacă o să cumpăr alta, nu merită. Mai bag bani în asta. Hai să punem la lucru. Veni și seara în jocul ăsta, aoleu.
Da, fraților, și lăsați în comentarii acolo dacă vă place seria de Farming 18 și ce vreți să mai fac în acest joc. V-am zis, am o idee pentru jocul acesta. E ceva total diferit de asta, dar deocamdată nu am cu cine juca, că trebuie să joc multiplayer și poate pe viitor să fac episodul acela sau mai multe episoade dacă o să vă placă. Și abia aștept să văd dacă... Am văzut că vă place și Need for Speed-ul și Euro Truck-ul. Îmi pare rău că am șters episodul de farming, acela care v-am zis, dar... Mă scuzați, nu vreau să am copyright-uri pe canal. Melodia aceea nu era cu copyright, dar mi-a trimis băieții un avertisment că... dacă acea companie care are melodia da, aprobare, dar nu m-am mai complicat eu să vorbesc cu el, că nici nu știu, că sunt mai multe canale ca acela, cu același nume și nu știu care dintre ele este originalul și cu cine să vorbesc, așa că am lăsat o baltă și mai bine așa. Pa, pa. Am văzut că avem și câțiva hateri pe aici pe canal și eu nu mă supăr pentru că ei sunt mai activ decât abonații, dacă știți ce zic. Ei vin mereu, își fac timp să pună un comentariu, să dea un dislike acolo. Mereu sunt mai activ decât toți. Și le mulțumesc că ei mă fac să continui și mai mult. Ei îmi dau puterea asta de a merge și mai departe. Bine, eu vreau să merg mai departe, dar ei mă fac și mai mult să merg mai departe, dacă știți ce zic. Și da, am câțiva, dar na, așa au toți de pe YouTube, cred că oricare canal după YouTube are câte un hater ceva, așa că să nu mai plâng eu. Da, hai să... Bun. Deci la văcuții trebuie să le dăm aia. Deci următoarea dată cred că o să pun greu ca să facem... Bine, nu pun greu pentru că nu... O să dau eu pluguri. O să dau cu plugul în urmă. Bun, hai să-l... Nu automat, vreau eu să-l... E gigant plugul ăsta. În episodul trecut, ăla care l-am șters, era cu plugul ăsta, dădeam. Îmi pare rău că l-am șters, dar n-am ce să fac. I-am zis de 10 de ori până am cred pe episodul acesta, dar n-am ce să fac, îmi pare rău. Dar am dat deja o dată și... A crescut iarba aici. Hai să vedem. Dăm drumul aici. Bun, hai să mergem cu bătrânul. Vreau să-l vând și pe ăsta, dar pe viitor, vă dați seama că nu am bani acum. Acum v-am zis, vreau să cumpăr pentru vaci tot ce îmi trebuie pentru balot și restul și după combina, după unde mai vedem ce mai cumpărăm pe aici. Vreau să cumpărăm și oițe și mai mult, pentru că facem bani cu ele și vreau să facem și alte activități pe aici. Vreau să punem și poate sfeclă pe viitor, nu știu. Ia să vedem dacă... Da, a crescut, e perfect. Bun, hai să mergem cu ăsta. Hai, poate putem da o tură cu el. Am văzut foarte multă susținere din partea voastră de când nu mai pun cel joc FS 20 și vreau să vă mulțumesc că mă susțineți, chiar sunteți niște abonați adevărați și vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea acordată până acum.
Vă apreciez enorm. Și vă mulțumesc pentru toate mesajele pozitive pe care le-ați adăugat la acel episod. Nu mă așteptam. Dar văd că am niște abonați foarte faini. Și mă bucură foarte mult chestia asta. Am văzut că canalul continuă să crească și vă mulțumesc enorm. Pe viitor o să fac și eu un giveaway cu ceva, dar nu acum. Poate la 2K abonați sau poate mai devreme, nu se știe. Vedem, vedem. Da, cam ăsta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Ne-am întins puțin. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un mare like acolo. V-am zis să strângem 30 de like-uri. Știu că se poate, sunteți cei mai tari. Să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Să activați și clopoțelul să vedeți printre primii videoclipurile ce apar pe canal. O să apară clipuri banale pe canal în următoarele zile. Și să dați și un like la clip. Să strângem 30 de like-uri, cum v-am zis. Și lăsați și un comentariu acolo cu ce vreți voi. Până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!